Felicitări! Managerul lunii mai, s-o țineți tot așa, la cât mai multe premii. Cum te simți în această postură? Păi sunt plăcut surprins pentru cupa asta. Bine, cupa asta o datorez în special cu echipierilor mei, adică și eu fac parte din echipa asta, nu numai ca manager, dar ca și jucător. Asta e a lor, de fapt, prima dată, pentru că asta e doar începutul, câștigului ce va veni din campionat, pentru că vom lua sigur locul 1, adică eu am mari speranțe și știu că șansele sunt de partea noastră. Cupa asta o datorez lor și numai lor. Fără ei nu aș fi luat managerul lunii mai și, ce să zic, sunt surprins, chiar sunt surprins. Care e rețeta succesului la Dariad? Nu știu dacă e o rețetă, dar sigur este respectul față de colegi, deci respectul față de staff, respectul față de colegi și bună organizare. Avem o organizare foarte bună, avem deadline-uri, avem obiective și toate le respectăm, adică fiecare jucător în parte își respectă obiectivul, știe ce are de făcut și ne completăm unul pe altul. De asta e o echipă sudată, zic eu. Cum gestionezi ca manager momentele de criză? Că mai apar certuri, mai apar diverse situații neprevăzute după cât un meci. Da, bineînțeles. În momentele astea eu mă retrag ca manager, mă retrag un pic în spate, îi las să își exteriorizeze, să vorbească. Avem grup, bineînțeles, ca toată lumea, vorbesc pe grup, își pune fiecare off-ul, e normal să știm ce are de părțit unul cu altul, e normal să știm ce nu ne convine fiecăruia și apoi intervin eu după ce analizez toate, tot ce s-a discutat, vin cu o soluție și, bineînțeles, trebuie să o accepte și ei și să venim toți cu un rezultat bun asupra soluției, cum ar veni. Ce stil de joc are echipa pe care o manageriezi? V-ați inspirat după vreun stil de joc al vreunei echipe mari din lume? Nu avem niciun stil al lume copiat. Avem stilul nostru propriu pe care l-am preluat, ni l-am făcut noi, ni l-am organizat, pe baza jucătorilor, pe baza individuală a jucătorilor, pentru că fiecare jucător are stilul lui. Am plecat de la început, nu ne cunoșteam cu toții unul cu altul și a trebuit să adoptăm stilul nostru personal ca să putem să mergem mai departe. Bineînțeles, este și datoria și, cum să zic, succesul este al antrenorilor, bineînțeles. Prima fază și după aceea și jucătorii. Împreună toți facem o echipă extraordinară. Cum e lupta pentru promovare? Pentru că se anunță cu scântei și în cupă, dacă mai trage speranțe? În cupă mai tragem speranțe încă. Sper ca băieții să se mobilizeze, să monteze foarte bine, pentru că avem șanse în cupă. În campionat nu-mi fac griji. Am terminat turul cu brio. Suntem pe locul 1 în momentul de față și eu zic că returul, având în vedere că știm cum joacă fiecare echipă, n-ar trebui să ne punem mari probleme, mai ales că ne cunoaștem și mai bine. Acum jocul la noi s-a sudat foarte bine. Nu ar trebui să avem probleme. Eu văd un viitor în Liga 3-a că ar trebui să terminăm primii 3, nu vreau să zic 1, dar în primii 3 sigur terminăm. Tu ai vreun manager, vreun antrenor pe care îl urmărești, așa, din fotbalul mare sau din fotbalul nostru? Ai vreun model? Nu știu dacă e un defect al meu, dar nu am niciun model nici în fotbal, nici în muzică. Îmi place foarte mult fiecare în parte, de la fiecare iau câte ceva. Nu am un model anume pe care să mă axez. Am stilul meu propriu, fac doar ceea ce îmi place și nu știu dacă e egoism, dar nu mă identific cu absolut nimeni din exterior decât cu mine prima dată, dar iau de la mulți, iau foarte multe chestii pe care le pun și în practică și le aplic. Dacă ar fi să faci un sondaj în rândul băieților din echipă, cam cum sunt împărțiți pe simpatii? FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova, cam care e procentul? Păi, n-am auzit în echipă de Rapid, n-am auzit de Craiova, ce am mai auzit de Dinamo și de FCSB. Ideea este că
Celălalt echipament pe care tocmai l-am făcut acum e nou, este alb cu roșu. Nu e alb cu roșu pentru că suntem simpatizanții Dinamo, ci pentru că mie îmi plac culorile alb cu roșu, dar țin cu FCSB. Ți-am zis, nu am o simpatie foarte mare asupra cuiva. Dar iau mici chestii de la fiecare. Dar așa sunt și culorile astea și așa și băieții spuneau că aolo, ne-ai luat echipament cu Dinamo. Zic, nu e cu Dinamo, e cu FC Dariade. E cu FC Dariade, jucați în el. Nu e cu Dinamo. Ce, Dinamo are roșu-alb? Mai sunt și alte echipe cu roșu-alb. Ci... United, PSG. Da, exact. N-ai, nu cum. Arsenal. Dar mai băgăm și un albastru marin ca să fie de la Dariade cu culorile noastre, na. Travel Experience, partenerul nostru, îți oferă un premiu surpriză. Un bilet de avion și un bilet la un meci din top 5 campionate din Europa. Trebuie să ne spui ce meci ți-ar plăcea să vezi, pe ce stadion, în ce oraș, cu ce echipă simpatizezi de afară, ca să îți urmărești la lucru favoriții. Păi, bun. Hai să spunem că, uite, aș vrea să ajung să văd un meci în Spania. Aș vrea să ajung în Spania să văd un meci cu Barcelona, de ce nu? Pe Nou Camp. Da, pe Nou Camp aș vrea să ajung. Nu pentru că îmi place și, alte echipe din campionatul lor, dar aș vrea să ajung acolo. Uite, mulțumesc mult de tot pentru această surpriză. Nu mă așteptam nici la surpriza asta și chiar nu e nicio făcătură, adică nu știu cum, dar chiar sunt surprins, adică nu mă așteptam la cadoul ăsta și la surpriza asta. Mersi mult de tot. Mulțumesc Travel Experience, nu? Felicitări. Mersi mult de tot.